Mă numesc Savu Gabriela Bianca, am 37 de ani. Mama mea e penticostală. Am mers de mică, m-a dus la biserică. Știam despre biserică și ceea ce a dus la a urmat că la vârsta de 14 ani am și făcut botezul în apă. Mergând la biserică, normal, de-aia am luat și decizia că am considerat că e ok să fac pasul acesta. După care au trecut ani și eu m-am depărtat un pic de biserică, de n-am mai mers la biserică, nu mai mergeam, nu mai frecventam. Am cunoscut un băiat, după care m-am căsătorit cu el, dar depărtându-mă eu, cum să zic, de Dumnezeu, dar îi mulțumesc că el nu s-a depărtat de mine, tot timpul a fost cu mine. Am făcut lucrul acesta și unde nu-i Dumnezeu, ceea ce căsătoria nici nu a durat mult, câteva luni și am ajuns la divorț. Am divorțat că am considerat că e mai bine așa, el avea ideile lui, eu ale mele și am stat în Oradea o perioadă, m-am angajat, lucram în Oradea. L-am cunoscut pe soțul meu actual, Savoli Nicolae, și pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu foarte mult și familiei lui. Cunoscându-l pe el, încă nu am început să merg la biserică, am stat în Oradea în chirie amândoi, am făcut nunta și după care, după nuntă, am decis și ne-am mutat aici în Ceica, unde și suntem stabiliți acum. Pe mine, în sufletul meu, eu eram conștientă că trebuie să fie o reîntoarcere a mea din nou spre Dumnezeu. Soția a început să meargă să frecventeze biserica penticostală din Ceica. Eu nu mă împotriveam să nu meargă, cu toate că nu prea îmi convenea mie, dar o frică tot aveam de Dumnezeu și mi-era frică ca nu cumva să mi se întâmple ceva din cauza că o resping pe ea să nu meargă. Am început să merg cu fiica noastră la biserică, mă ducea, nu era o problemă, dar nu venea nici de cum, nici nu vroia să audă de așa ceva, ca să vină la biserică și mi-era foarte greu, că eu știam că ar fi mult mai ok să mergem amândoi, fiind o familie, să mergem împreună cu copii. Și tot m-am rugat și vorbeam cu sora, am vorbit cu frați, cu surori și într-o zi am fost toți pe post, el nu știa despre asta, că nu-i spuneam lucrurile acestea, că el nici nu vrea să audă de așa ceva. Și mulțumesc Domnului că chiar în seara aia, când a fost în post și rugăciune, el s-a predat Domnului și am fost foarte bucuroasă pentru aceasta. Chiar în seara aceea era ca invitat fratele Kalman și el nu cred că depusese până atunci și mărturia în biserică aici în Ceică. În momentul în care a depus mărturia lui personală, parcă mă regăseam în mărturia lui. Vorbea despre viața care a avut-o înainte, vorbea despre problemele cu care s-a confruntat de sănătate și parcă mă regăseam în acele cuvinte și în viața care a trăit-o el, parcă mă regăseam și eu. După mărturia fratelui, a luat fratele păstor Florin Dan, a luat cuvântul și în momentul ăla Dumnezeu m-a schimbat. Am experimentat trăirea aceasta din nou, am fost schimbat, în momentul ăla am fost schimbat de Dumnezeu. Înainte să-L cunosc pe Dumnezeu și să mă predau în mâinile lui Dumnezeu, încercam eu cu puterile mele să mă las de țigări, prin diferite modalități, prin plasturi, prin gumă, prin plasturi cu nicotină, cu gumă cu nicotină, cu tot felul de lucruri pe care le știam, dar nu am reușit. Am fost foarte slab în principiul ăsta, n-am reușit. Vreau să vă mărturisesc că momentul acela, în vinerea acea seară, când m-am predat lui Dumnezeu, m-am predat cu țigările în buzunar, în momentul acela Dumnezeu m-a eliberat de patima țigărilor, de patima băuturilor, de tot ceea ce nu era normal pentru mine. Despre soțul meu vreau să zic că de când el l-a primit pe Dumnezeu, s-a văzut și este o mare transformare. E un soț iubitor și înainte era, e un soț frumos, e iubitor cu familia, un tată exemplar, e de nelocuit, nu l-aș înlocui cu nimeni. E transformat, e dedicat pentru oricând e ceva de făcut, e dedicat pentru biserică, pentru orice.
într-un cuvânt, e un soț extraordinar. Și mulțumesc Domnului pentru el că mi l-a descoperit și l-am în viața mea ca soț, ca tată și pentru copiii mei. Alpha.